Competiția internațională ce face parte din circuitul european de cadeți a ajuns la a șasea ediție, iar organizatorii speră că la start să fie peste 100 de participanți. Ne așteptăm ca numărul participanților să fie mai mare ca cel de anul trecut. Abia au început în înscrierile pe site-ul Federației Europene. Din satul mare vom avea trei floretiste, ne spus antrenorul Dan Șuta, unul dintre organizatorii competiției. Interesantă e și ideea organizatorilor de a denumi concursul internațional a rezervat cadetelor Memorialul Ecaterina Ștal, iar cel rezervat băieților Memorialul Vasile Costa, pentru a cinsti memoria celor doi mari campioni ai scrimei Sădmarene. De altfel, Consiliul Local al Municipului Satu Mare a aprobat la mijlocul lunii decembrie alocarea sumei de 50.000 de lei pentru buna desfășurare a competiției, ce va avea loc în perioada 7-8 februarie la sala de scrimă Alexandru Cipler. Prin reintroducerea și susținerea unui concurs internațional la Satu Mare, competiție care a fost recunoscută de Confederația Europeană de Scrimă, la propunerea Federației Române de Scrimă, Municipiul Satu Mare reușește să reînvie recunoașterea valorii școlii de scrimă sădmărene, care datează încă din anii 1860. Scrima este unul dintre puținele sporturi care se practică în municipiul Satu Mare gratuit și de la vârste fragede, iar în ultimii doi ani începe să fie solicitat și la orele de sport din instituțiile de învățământ, se arată în hotărârea Consiliului Local. Competițiile vor fi organizate de Asociația Fencing Satu Mare, CS Satu Mare, DJTS Satu Mare, Primăria Satu Mare și Federația Română de Scrimă cu aportul Federației Internaționale Europene. De remarcat că anul trecut la Cupa Satu Mare au participat 78 de floretiste din 12 țări.